În primul rând nu scoți la vânzare. Deci când ai... Bă, mă, să fac o... Uite, n-am, dar nu, paie de chibrit e mai gros. E mai gros paie de chibrit. Am o sărmă pe aici. Da, nu mă ajută prea mult. Mai groasă sărmă. Da. Deci, uite, portal toi abia obținut din primăvara trecută. Uite, 1, 2. Eu ar trebui acum să scot la vânzare la un leu bucata. Asta. Băi, n-auzi, băi, omul când vrea portal toi, vrea să... De ce cumperi portal toi? Ca să altoiești pe el cu sistem radicular complet dezvoltat, tot, toată treaba trebuie să fie bună. Na, el nici nu... Bă, dar n-ai voie să umbli în primul rând. Asta e regulă, regulă de regulă. Cum să scoți tu un asemenea firișor, să-l scoți de la germinat după un an de zile, să-l vinzi la un leu bucata, dar în primul, da, poți să-l vinzi și la 5 lei, dar nu în primul an de la germinare. Nu în primul an de la germinare, eu nu l-am cumpărat să-l țin în vitrină. L-am cumpărat să-mi fac treaba cu el. L-am cumpărat, efectiv, portaltoiul ăsta l-am cumpărat să îmi fac treaba cu el. Ce mi-ai trimis tu acolo este domeniul fantasticului. Uite-l și pe asta. Cum-ți trimiți tu așa ceva? Păi ăsta abia o răsărit, ăsta abia vai de mama lui. Ăsta abia peste 2-3 ani discut cu el. Abia peste 2-3 ani discut cu el și în 2-3 ani îngrijări, hrană, apă, chestii, soare, socoteli, lăsați la dezvoltat să ajungă măcar pe dimensiunea pixului. Nu zic, hai, până în dimensiunea pe... Băi, între 5 și 8 mm, mă, discutăm aici, despre ce vorbim aici? Și eu am aici 3, și el ce mi-a trimis acolo la fel, 3. Între 5 și 8 mm, ca să nu zic 10, că deja 10 zici că aia e prea gros, nu ce. Băi, când vinzi portal toi, dacă vând portal toi, indiferent ce, despre ce portal toi vorbim, că poți fi portal toi, băi, indiferent despre ce portal toi. Trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare a altoirii și sistem radicular dezvoltat. Despre ce discutăm? Dar poate eu fac, dar poate eu din 100 de firii pe care le-am comandat, tu fierul vechea să mâni și țiganul meu de să de mâni. Și uite așa, umblă țiganii ăștia cu fierele lor vechi, numai fierii vechi nu cumpără ăștia. Abia așteaptă să-l scăpi în o gradă, să-ți facă gena de rigoare și să-ți ia perimetru și așa. Fiare vechi, știi cum? Non-stop, băi, non-stop astfel de personaje umblă, non-stop, de dimineață până seara. Eu stau așa și mă întreb, de unde pizda mă te ai tot atâta gaz? Că el nu scoate gazul pe zi. Nimeni nu ies, eu n-am văzut un om. Știi la cât timp aruncă ăsta un om, să spunem, aruncă o plasă de gardă, o vrăjeală, o chestie, o dată la 5 luni. Dar ei umblă, ei au de umblat, au gazul, de așa la relantit, țâca, faci perimetrul satului, vin, mai prinde câte un moș, mai prinde câte o babă, îi intră în o gradă, mai e un berbec, mai... băi, n-auzi. Nu, ăștia sunt liberi să facă afaceri, ăștia sunt afaceriști. Dar să revenim la subiectul nostru. Deci, băi, n-auzi, lasă-mă, dă-mă în pula mea, deci eu tică. Ăștia sunt de-a mea, ăsta e de măr, ăsta este un om, 106, da? Este drajon, tras din rădăcina mamă, pus și ăsta până ajunge la grosimea... Uite, băi, măcar la grosimea asta, că acolo am un 5 mm. Ca să nu zic de... Asta ar trebui să fie grosimea. Asta ar trebui să fie grosimea, da? Deci un 8, un până într-un centimetru. Adică ce dracu, suntem nebuni la cap, nu mai știm să altoiem, nu mai... Ai, nu-ți cer de ăsta așa. Nu-ți cer la grosimea asta de un centimetru, de așa mai departe, 10 mm. Băi, dar lasă-mă, mă, pula mea. Eu vreau să-mi fac treaba, nu l-am luat să mai cresc eu 3 ani. Păi da, dacă eu acum 100 de bucăți de portal toi, de păr sălbatic, în condițiile astea, așa,
am dat un leu. Dau așa un exemplu, dau un exemplu. Eu îl iau acum, încerc să-l recuperez, încerc să-l pun, încerc să-l lăcâi la vas, că-i la... Normal, ăla nu merge băgat în pământ, sub nicio formă. Sub nicio formă nu merge băgat în pământ. Decât dacă ai instalații de irigare, chestii, sol permisibil, sunt o grămadă de factori, da? Care influențează dezvoltarea unui alt, unui. Eu de ce l-am pus la vas pe ăsta? Ca să-l pot supraveghea, ca să pot să am o noțiune asupra lui, să pot să-i dau apă la timp, să pot să-i dau căldură la timp, să-i pot să-i dau... tot ce trebuie, așa, pentru că este prea firav, tot ce este firav este delicat și trebuie umblat cu delicateții. Deci eu am acum 100 de firi, eu am acum 100 de firi de păr sălbatic, așa se presupune a fi păr sălbatic, pe care trebuie să li babysitting 2-3 ani de acum încolo. În primul an trebuie să își dezvolte rădăcina, pentru că ați văzut ce rădăcini erau acolo, și în al doilea, din al doilea și al treilea an să mi-l dezvolt, să mi-l dezvolt și să mi-l fac, să mi-l aduc la dimensiunea potrivită pentru a putea fi altoit. Deci uite, băi, băiatule, deci nu sunt mai saturi din orice poziții, vor să tragă glorii, vor să facă bani, dar dacă eu îl aduc peste 3 ani, 2-3 ani, eu îl aduc la dimensiunea potrivită. Eu îl aduc la dimensiunea, se presupune că alea 100 de firi, dintr-o sută de firii, pe puțin 30 glorii, rămân cu 70. Alea 70 le păstoresc și le fac și le dreg și le bibilesc și am grijă de ele și le pun la soare, că doar se vede clar aici că am o grămadă de ninuni și o grămadă de portaltoi. Păi uite, că ăștia nu sunt portaltoi, mergem pe portaltoi. Uite aici, o grămadă de portaltoi. Aici sunt o grămadă de portaltoi, uite, cea puțin aici de unde începi, totul este portaltoi, totul este portaltoi, totul este portaltoi. Pune-le la vas, pune-le substratul corespunzător, ai grijă de ei, dă-le apă, dă-le căldură, dă-le, ține-le la dos de ger, așa mai departe, deci o grămadă. Bun, bun, să presupunem că așa, și ajung la dimensiunea potrivită. Cu cât ar trebui eu să scot la vânzare? Cu cât ar trebui eu să scot la vânzare? Dacă eu am dat un leu pe un fir de ață, cu 10, cu 15 lei, cu cât atât. Băi, o nebunit lumea, mă. Băi, o nebunit lumea, chiar vrea să facă bani din orice, mă. Din orice căcat, din orice căcat posibil care... Deci portaltoi ăia care i-am prezentat, ăia nu trebuia umblați la ei pe puțin 3 ani de zile. Pe puțin 3 ani de zile, deci până în ajungea portaltoi la dimensiunea asta, așa cu sistem radicular corespunzător dezvoltat, nu aveai ce să umbli la el, nu scoți din pământ așa ceva. Cum stai tu, trimis tu la om care își dorește altoiri, își dorește combinații, să faci așa ceva? O mare golăneală, deci pe orice domeniu, deci nu se iartă nimic, nu se mai iartă nimic. Pe animale, pe plante, pe orice, pe OLX și pe anunțuri și pe astea. Eu nu știu, eu vreau să pun neapărat poze. Uite, colea așa. Băi, măcar așa dacă erau. Măcar așa dacă era. Și cu sistemul radicular corespunzător. Mai făceai o combinație, mai căutai un vârf de altoie și altoie ai mei. Și cu sistem radicular corespunzător. Doamne ferești. Băi, eu nu știu. Deci gata, cred că e ultima oară. Am mai luat o glorie cu niște aluni din ăștia roșii, Lambert, nu știu ce, și făceau un reclam. Ce mă, l-am eu cerut 5... obținut din alun, deci da, din germinare. Pomișor obținut din germinare. Tot așa, am luat 15 lei firul, uite așa, exact din astea mi-a trimis. Exact din astea mi-a trimis. 10 firi, 150 de lei. Băi, să vă dea Dumnezeu, să vă dea Dumnezeu exact după cum dați și voi. Exact după cum dați și voi, așa să primiți. Da? Așa să primiți. Să primiți exact același lucru.